Salutare, prieteni, și bine v-am găsit! Unii dintre voi s-ar putea să mă știți ca Daniel, orășan la țară pe YouTube. Și în gospodăria noastră avem câteva animale. Avem o bivoliță, avem niște capre, am avut și un cal de care cu tristețe ne-am despărțit. În video de astăzi vreau să vă spun o chestie fenomenală și de-a dreptul incredibilă, pe care am aflat-o și eu tot de pe internet, însă pentru cei dintre voi care nu știți, eu chiar dacă locuiesc la țară, cunosc foarte bine limba engleză pentru că am și locuit la Londra vreo 4 ani, aproape 5 ani de zile și printre altele am fost și olimpic la engleză când eram în liceu, așa că îmi place să ascult videoclipuri în engleză cu diversi vorbitori ai planetei. Vreau să vă atrag atenția la unul dintre ei care vorbea despre faptul că în Australia o bancă, care de fapt se numește Commonwealth Bank, a implementat deja un program prin care să se contorizeze, nu o să vă vină să credeți, să se contorizeze poluarea pe care firmele mici, pentru început, firmele mici își pot contoriza poluarea pe care o produc asociată produselor pe care ei le vând mai târziu și așa mai departe. Și de ce asta e un motiv de îngrijorare pentru noi? Pentru că în România, mai recent, am aflat de pe internet că se vorbește despre o taxă pe soare. Guvernanții noștri încep să se gândească cum ar mai putea să belească bani de pe noi în contextul clar de sărăcie în care ne scăldăm cu toții și recesiune sau cum se mai spune, criză economică sau mare perioadă de greutăți. Faptul că suntem la țară ne protejează cumva de surprizele sau de hopurile mai mari, mai ales datorită faptului că avem niște animale pe care le creștem în gospodărie și încercăm să fim autosuficienți. Încercăm să ne lucrăm pământul, să ne producem legume, fructe sănătoase în gospodăria noastră, pe proprietatea noastră. Dar uite că, într-un context mai larg, în care oamenii acum un an, 2, 3, 5 își imaginau că își pun panouri fotovoltaice pe casă și își or produce curent gratis. Acum guvernul vine și ne spune, printr-un proiect de lege care am înțeles că acum e în derulare, guvernul vine și ne spune că, măi, oameni, sunteți buni de plată dacă aveți curent de la soare și vă faceți curent singuri cu investiția voastră proprie. Bine acum că sunt unii care primesc prin programe gen Casa Verde, primesc bani și li se acoperă casa cu panouri solare de la guvern. Însă foarte mulți producători de energie electrică cu panouri solare au făcut investiția singuri. Au scos bani din buzunar și acum vine statul, proiectul de lege care sperăm să nu treacă, însă statul vine și spune, bă băiatule, tu nu mai cheltuiești acum plătind facturi și băgând bani în sistem, trebuie să ne dai totuși nouă taxă că tu îți produci curent de la soare. Dar cine i-a făcut pe ei proprietari pe soare? Cine le-a dat lor dreptul să taxeze chiar și soarele? Că acum suntem de râsul plânsul, suntem ridicoli deja, dar uite că înspre asta se îndreaptă lumea. Sperăm să nu treacă proiectul acesta de lege, sperăm ca oamenii să se mobilizeze, însă fiind o minoritate cei care își produc singur curentul, nu vor reuși să facă mari valuri și mare scandal decât dacă, eu știu, printr-o minune, lumea se va aduna și se va fi săturat deja de toate aberațiile pe care ei le inventează ca să scoată bani de la noi. Practic, scoțând bani de la noi, noi suntem sclavii lor. Dacă nu suntem sclavii lor, suntem sclavii propriului destin, pentru că trebuie să muncim ca să avem ce băga în gură, cu ce ne hrăni, cu ce ne îmbrăca, să avem un minim de trai în țara noastră. Și nu ne putem plânge că până am ne-o mărs destul de bine, ne-o mărs chiar foarte bine, pentru că am avut drepturi și am avut o stabilitate economică cât de cât. Însă uite că lanțul se strânge pe lângă par și pare că semnalele ne arată că va fi din ce în ce mai greu. Acum, cam asta a fost ce am vrut să zic despre panourile solare și taxa pe care ăștia o pregătesc pentru noi, însă revenind la Jordan Peterson, e persoana de la care am auzit de acest
lucru. E un vorbitor, un profesor de psihologie din Canada, un om foarte popular pe internet, care atrage atenția asupra faptului că Commonwealth Bank din Australia, cum vă ziceam, a început deja să implementeze un program prin care firmele mici își contorizează poluarea pe care ele o produc. Acum, nu toată lumea se gândește la poluare, însă eu, fiind interesat de acest subiect, pot să vă explic în câteva cuvinte. Practic, fiecare lucru pe care noi îl cumpărăm, scaunul ăsta pe care eu stau, a fost produs creând poluare. Pentru că are un veliș de plastic, are o vopsea care, pentru a se produce vopsea, au trebuit găsite substanțe chimice aduse din diverse părți ale globului, transportate, etc., etc. Și toate aceste ingrediente care duc la un produs finit, în cazul de față scaunul, aduc și au încorporate în ele un anumit coeficient de poluare. Australienii deja asta au implementat, dar ironia și ciudățenia acestui fapt îi următorul lucru. Ei au și gândit o soluție. Și de ce ne interesează și ne afectează pe noi treaba asta? Pentru că ce începe într-o parte a lumii, s-ar putea încet, încet să ne apropiem și noi de acel viitor, încât să se aplice și în zona noastră. Și asta e un subiect larg, însă mă țin de Commonwealth Bank și proiectul lor din Australia. Ce-au propus ei? În momentul în care o firmă mică, că nu se pot lega de firmele mari care sunt titani și poluează imens, chimici și așa mai departe, producători industriali, că aveți, doamne, ar fi greu de contorizat. Însă ăștia mai mici, e și mai ușor de tras de ei să uite, bă, cât ai contorizat, uite cât ai poluat, uite care ți-e problema. Și atunci Commonwealth Bank începe cu proiectul ăsta pilot, în care spune, fiecare trebuie să știe cât poluează. Bine că partea pozitivă e că clienții acelor firme mici pot să afle în felul ăsta cât e de green, cât e de verde compania de la care ei cumpără produse. Dar este și reversul medalei, care încet încet companiile care, pentru a produce un scaun, ai nevoie de plastic, ai nevoie de vopsea, ai nevoie de metal, ai nevoie de o grămadă de chestii, ai nevoie de o industrie, ai nevoie de gaz ca să electric, curent electric ca să sudezi diverse piese și așa mai departe. Și atunci, nu toată lumea poate să fie acolo în zona aia să zică că el e green, el e eco-friendly, el e prietenos cu mediul. Și pentru cei care nu pot să fie așa de prietenoși cu mediul, acest program are niște portițe prin care spune, dacă produsele tale sau compania ta contorizează un prag mai mare de poluare, ai dreptul, și asta deja în unele zone se aplică și în Europa, ai dreptul să cumperi niște certificate verzi sau să faci muncă în folosul regenerării, să zicem așa. Dacă vă uitați pe Commonwealth Bank, o să vă las un link în descriere, o să vedeți despre ce e vorba și dacă știți engleză veți înțelege mai bine. Însă, practic, dacă compania ta poluează, poți fie să faci muncă de regenerare a mediului, cum zic ei, sau chiar să plătești niște bani ca să poți să-ți continui activitatea. Și acum asta devine așa, în momentul de față e un proiect în care e benevol și foarte interesant și foarte benefic. Și într-adevăr, e foarte benefic să fim atenți cu câtă poluare producem. Hai să începem fiecare dintre noi. Când mergem la o plimbare sau la mergem la niște mici în pădure sau la marginea pădurii, să ne ducem petul de bere și sticla de apă minerală înapoi acasă, că goală e mai ușor decât plină, cum am dus acolo. E un minim care putem să-l facem. Putem să fim mai conștienți și să cumpărăm produse mai durabile. Dacă îți cumperi un scaun, cumpără-ți unul care să te țină 10-20 de ani. Și acum nu mai e o problemă, pentru că în contextul actual în care lumea chiar se simte sărăcită și toate prețurile cresc, s-ar putea ca să devenim mai eco-friendly numai prin faptul că nu ne permite să mai cheltuim atâta și să mai cumpărăm pantofi de unică folosință și să poluăm atâta. Însă ăsta e un alt aspect. Ideea este că teama mea este că încet, încet, acest gen de gândire se va apropia și ne va acapara viețile în așa măsură încât deja suntem sclavii sistemului. Unii dintre noi care locuim la țară suntem un pic mai libertini, putem să ne creștem animale, să trăim
în armonie mai bună cu natura, însă uite ce fac ăștia în Australia și vreau să spuneți părerea voastră despre acest aspect. Cum vi se pare contorizarea polorii pe care fiecare dintre voi o produceți? China are deja un program informatic și de foarte bună calitate și foarte performant în care își urmărește cetățenii cu rating și cu diverse chichițe în care oamenii sunt cel puțin evaluați și introduși într-o bază de date. Ne temem că acest lucru se va apropia și va fi introdus și în Europa și în România, pentru că ai noștri n-au ei treabă, ei înghit și acceptă orice este de în trend. Așa, bun, să nu se creadă că noi suntem împotriva reducerii poluării, nu-i lucrul ăsta, dar atunci când vine guvernul care ei poluează cel mai mult, guvernul și companiile care produc pentru guvern și așa, interesele lor, și te trage pe tine la buzunar care trăiești, vrea să te topească, să te amendeze, să te taxeze. Ne temem că mai degrabă asta, aceste tipuri de programe îi vor afecta pe oamenii mici, oamenii simpli, mai degrabă decât ăia care sunt industriile chimice, care, vezi, Doamne, trebuie să funcționeze ca țara să meargă înainte și economia să continue. Da. Eu am rămas șocat despre aspectul ăsta pe care l-am citit și chiar l-am analizat, l-am cercetat un pic și se pare că pe site-ul Băncii Commonwealth apar detalii despre acest program pe care voi le puteți vedea în comentarii, în descrierea acestui video și aștept părerile voastre în comentarii. Sper că v-a plăcut acest video. O să încerc încet încet să mă bag în a povesti cu voi, cei care mă urmăriți și cei care sunteți interesați de traiul la țară, despre o viață naturală, o viață normală în România, pe care cei mai mulți dintre români și-o doresc. O să continui să atac astfel de subiecte și mi-ar plăcea să văd o reacție bună de la voi, dacă puteți să dați o distribuire la acest video și mai ales să dați acolo cu like. Comentariile voastre ne ajută foarte mult și așteptările voastre o să le citesc toate cu interes.